dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu, numele meu este Adriana și astăzi, după cum ați auzit, discutăm despre sexting. Ce este, cum puteți să faceți asta în siguranță și multe, multe alte lucruri. Vom face cumva un ghid, să zic așa, pentru sexting. Ce este sextingul? Reprezintă comunicarea, da, prin mesaje, unde vă puteți trimite nuduri, da, imagini erotice, senzuale, da, inclusiv poate să vă arătați chiar și anumite fantezii, dar întotdeauna trebuie să facem lucrurile astea în siguranță pentru a nu ne trezi că avem pozele, da, peste tot răspândite pe internet. Sextingul a devenit o modă și printre tineri. Și de asta e important ca și ei să fie informați și nu numai. Așa că haideți să începem. Care sunt regulile sextingului până la urmă? Da? Unde trimitem poze, filmulețe și chestii de genul ăsta. În primul rând trebuie să obținem consimțământ, da? Și să oferim consimțământ. Adică nu ne trezim noi să trimitem poze pur și simplu așa necunoscuților, gen cum primesc și eu poze prin privat diverse. Asta nu are legătură cu sextingul. Sau pur și simplu să cereți, să impuneți persoanei cu care discutați să vă trimiteți poze, fără a îi cere consimțământul, adică te trezești, auzi, vreau să-mi trimiți poză cu tine. Nu, nu funcționează așa și nu este în regulă. Consimțământul este numărul 1. Dacă ați primit, da, poze, filmulețe și altele, niciodată nu dați mai departe lucrurile astea. Și la următorul punct vom discuta cum puteți să faceți asta și în siguranță. Deci, ele au fost menite doar pentru tine. Chiar dacă sunt în telefonul tău, nu le arăți prietenilor tăi sau prietenelor tale ce se întâmplă, da, între voi doi. Pentru că atunci consimțământul dispare, pentru că acea persoană și-a dat consimțământul pentru tine, da? Doar tu să poți vizualiza acele fotografii. Și, bineînțeles, dacă tu încalci aceste reguli, atunci legea este de partea persoanei abuzate. Acum să vorbim și despre cum te poți proteja, că asta ar fi cel mai important punct până la urmă, nu? Niciodată nu trimiteți poze cu fața voastră, chiar dacă sunteți, în special pentru fete aici vorbesc, chiar dacă sunteți dezbrăcate, da? Nu puneți fața voastră sau să puneți anumite lucruri din cameră, da, care aparțin doar vouă. Sau poate aveți un tatuaj pe corp care este al vostru și este ușor de recunoscut. Pentru că nu se știe niciodată. Deci să vă acoperiți fața. Și, de exemplu, dacă trimiteți acea poză, da, sau acele mesaje mai multor persoane, încercați întotdeauna să puneți un watermark pe fiecare poză. Așa o să știi dacă, de exemplu, poza ta ajunge prin alte părți, știi exact cine a trimis poza. Dacă sunteți la liceu, ar fi bine să evitați lucrurile astea, pentru că nu face bine. Nu contează că sunteți băieți sau fete, nu trimiteți poze, filmulețe, chiar dacă poate simțiți că persoana respectivă vă iubește, că totul e perfect și, până la urmă, nu, persoana respectivă poate păstrează pozele în calculator, vine cineva pe la el, se uită, face poze și le dă mai departe și e foarte, foarte dificil pentru că trebuie să faci deal cu lucrul ăsta. Acum, un alt lucru ar fi să folosești o aplicație care, prin care poți vizualiza poza sau filmulețul respectiv doar o dată. Chiar și așa se pot face poze, screenshot sau diverse. Gen, uite cum e WhatsApp, poți să o trimiți o dată și dispare. Dar uneori se mai poate face screenshot, deci mare, mare atenție în sensul ăsta. Dacă, de exemplu, poza ta a ajuns undeva,
de exemplu, pe internet sau pe la prieteni, cel mai bine este să apelezi la poliție sau la un adult. Chiar dacă ai peste 16 ani, este important să fii foarte atent sau atentă atunci când trimiți poze în sensul ăsta. Și încă un lucru, niciodată nu faceți sexting cu o persoană străină pe internet. Chiar dacă el sau ea face lucrul ăsta cu voi, mare, mare atenție. Un alt lucru pe care puteți să-l faceți pentru a fi mai în siguranță, să atașați, de exemplu, pe pielea voastră anumite tatuaje fake, da, false, să editați cumva imaginea sau să puneți anumite umbre pentru a nu fi recunoscut corpul foarte ușor, da, și inclusiv poate camera în care sunteți și să faceți cât de cât lucrul ăsta în siguranță. Sexting-ul poate fi o opțiune foarte bună și pentru persoanele care se află în afara țării. De exemplu, am întâlnit foarte multe femei rămase acasă care mi-au scris: Adriana, nu știu ce să fac, uite, deodată soțul meu este plecat de câteva luni, nu știu, deodată a venit și mi-a cerut poze cu mine, da, să-i trimit, nu știu, mă simt ciudat, nu e în regulă, nu știu ce să fac. Sfatul meu este să discutați deschis, da, despre subiectul ăsta cu partenerii voștri și, da, fiind o relație la distanță sau poate, exact cum am zis mai devreme, o persoană lucrează în afara țării, este o opțiune destul de interesantă pentru a ține flacăra în relație. Sau inclusiv, nu știu, dacă vrei să pregătești cumva terenul, da, înainte de a avea o partidă mai excitantă, poți să trimiți anumite filmulețe, bineînțeles, acum dacă există consimțământ sau ați discutat în prealabil, da? Deci și lucrul ăsta poate fi un lucru mișto care să vă îmbunătățească relația. E important să fii entuziasmat sau entuziasmată, da, și să arăți apreciere față de lucrul ăsta dacă partenerul sau partenera ta face asta pentru tine. Deoarece oamenii cumva se simt vulnerabili în situația asta, știi? Adică ești dezbrăcată, dezbrăcat, în special femeile, se simt dezgolite, vulnerabile și pe bună dreptate acum până la urmă, nu? Și trebuie să fim mindful cumva cu lucrul ăsta și să fim atenți, da? Să reasigurăm persoana că este ok, inclusiv puteți șterge pozele, nu neapărat să le păstrați, dacă asta face persoana respectivă să se simtă mai în siguranță. De exemplu, prin acest sexting, partenerul sau partenera poate cumva să îți vorbească și să-ți arate fanteziile, da, sau chiar kink-ul, fiindu-i rușine sau jenă cumva să-ți pună față în față, da? Și prin lucrurile astea poți să descoperi mai multe despre partenerul tău sau despre ea. Și, din contră, uite, lucrul ăsta vă poate îmbunătăți relații. De luat în calcul este și ideea că sextingul nu este momentul în care tu te dezbraci și te pozezi. Adică poate fi, nu știu, să-ți arăt doar o parte a corpului sau pur și simplu să trimiți o poză, o jumătate de poză și să mai pui un audio sau poate un emoji mai interesant. E totul de teasing și de cum este relația voastră, da? Care e vibe-ul în relația voastră și în special la tineri. Deci folosiți, da, emoji mai mult, inclusiv să fie textul mai interesant, nu neapărat să trimiți o poză nud. Este foarte important să nu facem lucrul ăsta prea devreme în relație, că putem să-i speriem, să speriem partenerii, da? Acum, legat de persoanele poate care au o relație foarte, foarte lungă și poate a devenit cumva plictisitor, e un lucru de încercat, da, și ceva nou de adus în relație și nu trebuie să fie ceva o obișnuință, da, din când în când, când vedeți că parcă
ați vrea ceva mai spicy, ceva mai hot, da? Puteți să încercați și lucrul ăsta. Sper că am putut să vă ajut cu câteva sfaturi în sensul ăsta. Din nou vreau să repet, dacă sunteți minori, stați departe de sexting, în special fetelor, pentru că nu se știe niciodată. Există și anumite site-uri prin care puteți să eliminați poza dacă ea este pusă pe internet, dar nu știu dacă funcționează în România, mai mult în America și aici în Marea Britanie. Dar da, totul vine la pachet cu o vină, o rușine, din păcate, și este foarte normalizat lucrul ăsta unde bărbații, băieții își trimit poze cu organul lor genital persoanelor pe internet, poate chiar străinilor, și cumva lucrul ăsta este văzut cool, dar nu e așa, credeți-mă, și invers. Dacă o fată nu vrea să facă lucrul ăsta, este văzută ca fiind shy sau nu e în trend sau lucruri de genul ăsta. Sau dacă o face, se poate expune unui risc, da? Și mai bine nu. Eu personal aici vă dau o opinie 100% personală. Nu sunt de acord cu sexting-ul. Asta este doar opinia mea și... asta e ce mă face pe mine să fiu, să mă simt mai safe. Nu are nicio treabă cu încrederea în partener sau încrederea în tine sau în corpul tău. Nu, în niciun caz. Este pur și simplu o alegere pe care vrei să o faci sau nu. Nu uita să mă urmăriți și pe Instagram, acolo postez zilnic. O să vă las aici toate detaliile mele de pe social media. Acum, dacă aveți întrebări pe tema asta, cu drag îmi scrieți în comentarii sau pe Instagram îmi trimiteți. Vă pup și nu uitați să-mi dați și mie un subscribe aici, da, să creștem frumos. Zi minunată! Bye, bye!